Iată-ne din nou pe malul Dunării, iată-ne din nou la o partidă de pescuit. Sunt alături de Cristian. Salut! Prieten, susținător, un băiat de nota 10 cu care îmi place să ies la pescuit. Am venit așa puțin cu inima îndoită pentru că se înnorase destul de tare în drumul nostru spre Dunăre. Probabil că ați văzut deja pe cadrele din dronă și pe ce am mai filmat eu așa cu telefonul, vedem cum facem editarea. La lumina felinarului deja roiesc foarte multe musculițe, e perioada lor, se strâng toate la lumină. Suntem din nou pe Dunăre, sunt cu ghinionistul de serviciu Cristian. La prima strigare, după ce am aruncat lansetele acum vreo 2 ore, la prima scoatere pentru împrospătare, iarbă, așa și așa. Însă sunt curios cum va fi mâine dimineață când le vom scoate. Am venit într-o zonă nouă, pescuim la crap de data aceasta. Sunt pe un loc pe care l-am mai pescuit de 9-10 ani, ceva de genul ăsta, de prin 2015, dacă nu greșesc. Am tot evitat zona asta pentru că mereu vedeam vintire în zona asta, vintire puse de pescarii comerciali, cam pe toată zona de pescuit, cam pe tot perimetru, și am evitat să mai vin pe aici. De data aceasta, pentru că Dunărea este arhiplină mai peste tot și pentru că multe locuri din locurile pe care aș fi vrut să pescuiesc erau ocupate, am hotărât să venim în zona aceasta, să încercăm un pescuit la crab. Suntem pe o zonă cu adâncime, avem o adâncime de 6 metri, 6 metri jumate pe cota aceasta. Ce să vă zic, o să vedeți mai multe pe parcursul filmului, ca să nu facem o introducere lungă și plictisitoare. Nu mai am porumb fermentat, am terminat porumbul fermentat, așa că o să fierbem porumb aici la cea 1 pe malul Dunării. Cu toate că prefer porumbul fermentat în perioada asta de vară caniculară cu apă foarte caldă, de data asta o să folosim porumb fermentat. Cristi, ai lăsat ghinionul acasă de data asta? Ai fost la duhovnic cum te-am sfătuit? N-am fost, dar dacă ai vreun prieten duhovnic, poate luăm cu noi la pescuit, dacă este vreunul printre voi. Cam ghinionist, nu prea am avut partide foarte bune cu el, e cam a 4-a, 5-a ieșire, am fost cu el și la Capidava pe insulă, am fost și înainte de prohibiție, am fost și cu el cu Sorin aproape de deschidere, de data asta sper să ne iasă, în primul rând sper să ne lase iarba să pescuim, că pare că e apogeul ierbii, sperăm să vă arătăm unul sau mai mulți crab frumoși pe cameră, stați cu noi până la final ca de obicei, lăsați un coment jos dacă vă place filmul. Susțineți proiectul pentru cei care doriți să faceți asta, dați un like și o abonare dacă nu sunteți deja abonați și fire întinse să vă arătăm ceva frumos. Hai să fierbem porumbul. Fierbem porumbul? Da. Hai să fierbem. Și v-am zis să nu mai veniți la Dunăre să mâncați pui. Pe Dunăre se mănâncă baboi. E treaba cu puiul. Hai să-l băgăm la ceaun, că sunt lihnit. Punem tot odată? Da, cred că pot. Nu cred că pot să-l pui. Sau încearcă totuși ca să facă tot odată. Îl mai amestecăm după aia acolo înăuntru, știi? Se mai așează oricum după ce începe să facă. Neața. Ne-am trezit așa cu o cafea mai amară decât de obicei. Și înnorată vremea puțin, dar asta nu e rău deloc.
După atâtea călduri și caniculă de care am avut parte în ultima perioadă, azi o zi mai răcoroasă și am dormit bine și azi noapte. E înnorat așa și nu se mișcă nicio frunză. E starea dinainte de ploaie. Din păcate, în dimineața asta, pe la 5, a trecut un vas din ăsta de pasageri, un vas de croazieră. Aici avem, am văzut de ieri, de când am început să băgăm bețele, avem un prag destul de abrupt. Valurile mari făcute de vasele de croazieră, combinate cu iarba care se pun pe fire. Dacă nu ești pe fază sau dormi, cum a fost cazul nostru, să scoți lansetele repede, să le rearunci, ți le bagă în pragul ăla acolo și n-am mai găsit nicio lansetă în firea ei, le-am găsit pe toate băgate în prag și rupte. Așa că începem dimineața cu atelier. Trebuie să mă apuc să-mi leg lige, să-mi refac monturile. Facem și o nădire rapidă acum de dimineață, pentru că trebuie să încercăm să ținem cumva peștii, dacă sunt pe aici să-i ținem pe loc și dacă nu sunt să-i aducem aici. Am nădit aseară, nădim din nou azi dimineață. Mă apuc să-mi fac monturile repede. Cafeaua am făcut-o mai repede decât de obicei. Sperăm să treacă cât mai puține vase de-astea de croazieră. Asta-s problema. Trec, fac valuri destul de mari și îți bagă plumbi în prag și de acolo nu mai ai cum să recuperezi. Din 4 lansete care le-am avut azi noapte, niciuna n-am mai scos-o întreagă, toate rupte. Ne apucăm de monturi, ne apucăm de nădire. Pe urmă, după ce terminăm, bem și noi o cafea liniștiți cum trebuie și continuăm pescuit. Începem cu ecologizare. Am găsit dezastru, papuci, hai să arătăm și papucii, hai să vedem ce e pe aici. N-am cum să fac, n-am unde să bag atât gunoi, o să dăm foc aici. Dezastru și pe aici. Hai și mai încolo. Pentru cei care vor locații de pescuit, să înțelegeți din nou De ce prefer să nu vorbesc despre locațiile de pescuit. Cineva și-a lăsat aici inclusiv un veceu, ca să înțelegeți cum stă treaba. Aici sunt saci întregi, nu știu câți saci sunt, aici sunt mulți. Uitați și voi. Aici doar cu saci ăștia umpli mașina. Da, nu avem ce să facem decât o să strângem absolut tot și o să dăm foc. Ține tu, Cristi, puțin telefonul. O să dăm foc că e dezastru. Să fie de anul trecut. Minim de anul trecut. Dar n-ai cum, că ți se întorc mațele pe jos. Ia uite.
N-avem decât să dăm pe ăsta, să pun cepot în ăsta. De acolo mai e cazul să mai arăt. Asta e o plapumă, nu știu ce. Ia uite. Uite. Situația nu-i prea roză, ca să fim sinceri cu voi. Cam așa arată o lansetă stată puțin peste o oră în apă. Un metru și ceva de mătasea broaștei, înfășurată pe fir. Va fi greu. Va fi greu la partida asta cu peștele. Hai să vă prezint și o nouă metodă de prindere a senzorilor de baltă pe lansetele de pescuit. După cum bine știți, eu nu folosesc senzorii de baltă clasici și atât de răspândiți în pescarii de Dunăre. Modelul acela de la Delfin Roller Shock, nu am încredere absolut deloc în ei. Și tot timpul în partidele mele de pescuit la crab folosesc senzori de baltă. E o metodă foarte ingenioasă, mi-a arătat-o și mie un pescar din Târgu Mureș cu care a pescuit anul trecut, Emilian Florean, pe care îl salut cu ocazia asta. În situații de genul acesta, cum avem aici malul, destul de abrupt, e destul de complicat să folosim metoda pe care eu o folosesc pe zonele de plajă pe care pescuiesc, cu suport în spate și cu pichet în față, așa că am găsit o nouă metodă. Fiind malul abrupt, ar fi destul de greu să avem un pichet atât de înalt încât să putem să-l înfigem aici, e distanță de 3-4 metri, deci nicio șansă de a folosi metoda cu suport de spate și pichet în față, pe care ați văzut-o în multe filme. În zone de genul ăsta, cu maluri abrupte, cu sălcii aplecate, e destul de dificil metoda cu picheții, așa că folosesc doar suportul de spate, iar senzorii clasici de baltă vin direct prinși pe băț. Cam așa funcționează. Haideți să vă arăt exact și cum s-a întâmplat asta. Avem aici, astea sunt, mi le-a trimis Emilian direct făcute pe curier, însă o să-mi cumpăr și eu mufele astea. Sunt niște mufe Obo, el mi le-a trimis gata făcute, însă o să-mi cumpăr și un curând și o să-mi fac și eu. Aceste mufe Obo vin cu o gaură destul de mică aici, ele au o gaură destul de mică, însă pentru că filetul senzorului este de 9, pur și simplu veniți cu un spiral de 8 și dați o gaură mai mare, după care cu un tarot de 9 creați filetul în această mufă, apoi înfiletați senzorul în această mufă, se înfiletează destul de bine și o să stea fix aici, adică nu sunt probleme. E o mufă cu clips, cu prindere. În momentul în care apăsați pe ea, ea se strânge, are niște dințișori aici, apăsați pe partea aceasta și se strânge, iar în momentul în care vreți să dați jos, trageți de partea aceasta și se deschide. Pentru că bețele mele sunt subțiri pe blanc, pe zona pe care vreau să pun senzorul, am atașat aici pe băț un scotch,
puteți folosi chiar o bandă din aceea reflectorizantă, ochi de pisică, să aveți și lumină noaptea pe zona respectivă. Eu n-am avut la mine decât scociu ăsta roșu și pur și simplu cu această mufă, cu acest clips, veniți pe bandă, strângeți, pot să filmez din partea asta de aici. În momentul ăsta, când apăsați și strângeți, dințișorii se prind și rămân prinși. Senzorul rămâne fix aici. În momentul în care vreau să-l dau jos, pur și simplu răsucesc de el și senzorul va ieși. În momentul în care vreau să-l prind, strâng pe bandă, dinții se vor prinde unii în altul, e același sistem ca la patru sau la scaune și pur și simplu am un senzor de baltă pus direct pe băț care funcționează perfect. E o metodă foarte ingenioasă, îi mulțumesc lui Emilian și îl salut pentru mufe, o să-mi cumpăr și eu în curând, însă mi se pare pentru zone de genul acesta, mi se pare o soluție excepțională. Hai că am luat telefonul, că nu m-am mai uitat după el. Este. Sorine, ești tu Miciogu, că filmează Cristi? Da, da. Mamă, cum a plecat. Bac mai stângă. Ia cum mă duc jos. Scoți și mie lanseta asta de aici? Da, da. Al minciun, aveți? Nu mă, lasă-l pe ăla, ce? Este pe ăsta. Da. Cred? Da. Eu așa zic că e trap. A venit, mă, Cristi, mă, în sfârșit, mă, în sfârșit, da. Românesc e la cum urcă la dea. Da, da. Ma! E mare, Cristi! Durează, da? E și mare. Trebuie să dai aer. Îi dau, da. Mă uit și la ciota aia din dreapta. S-ar putea să aibă rădăcini pe funda aia. Băi, e luat din exterior, mă? A? Parcă așa se zic.
Ai venit cu norocul, Sorinac. Bravo, mă! Aici, eu sunt Bambi. Vai, cât e! Mamă! Rupe și mie că la firul, că-l leg pe ăla. Bă, băieți, ați venit cu norocul. Mamă, cât am mai n-am eu! Mamă, ce frumos! Hai cu el! Pe sus, că pe acolo e abrupt, pe aici! Zecaru! Zecaru! Ai văzut, mă, cum a plecat? Da. Stând de vorbă la masă. Ce, mă, stau, mă, țăcăne? Ce să țăcăne, mă, frate? Și cu iarba, avea și iarbă pe ea. Da. Scoate și saltau. Gata, oprește că reluăm filmarea după. Domnul Dinu, prietenul meu, de ani de zile ne cunoaște. Ne-am văzut, da, și noi prima oară, mă. Am venit cu noroc. Mă, saltau asta uscată are cam 700 de grame. Maxim. Zecarie, mă! Zecare, mă! Peste 11, scădem salteaua 10-200. Hai să vedem ce am cântărit. Poate zice lumea că am cântărit cu rum. Băi, ai sac de pe stradă? Că eu i-am uitat acasă. N-ai sac de pe stradă? Dacă găsim, dăm noi unul. Cred. Da, da, trebuie să avem un bar. Stai puțin. Avem un barcă? Dacă mă duc eu să mă uit. Ia pe ăla din barcă. Că l-am uitat acasă. Ce avem noi aici? Ia stai, mă, să... Băi, acum trebuie să stai lângă mine, că tu l-ai luat cu minciogul. Frumos ciortan. Frumos ciortanul, nu? Da. Din ăștia băgam în cârlig. La somn. La somn, da. A venit, mă, băieții, în sfârșit. Ghinionistul de serviciu Cristian aduce cel mai mare crab de anul ăsta pe canalul de YouTube doar pentru dunăreni. Roșu ăsta. O frumusețe de pește. Faci și poze? Imediat. Hai să vă vorbesc acum puțin și despre porumbul fiert. Cum am zis și în introducere, n-am mai avut porumb fermentat pregătit, așa că am luat cea 1 de rigoare și am fiert deja două tranșe aici pe malul Dunării. Eu fier porumbul destul de mult, într-un clocot puternic, cam o oră, oră și jumătate, până se sparge poaba, cred că se și poate vedea. Am cumpărat un porumb, am o sursă de la care cumpăr porumb de obicei. Un porumb foarte bun, curat, fără boabe sparte, cu boabe destul de mari, cred că se poate vedea și în palma mea. Chiar sunt destul de mari boabele de porumb, iar, cum am zis, îl fierb destul de mult până crapă boabele de porumb. Se poate vedea, fiecare boabă e crăpată. Îl fierb mult, cum am zis, o oră, o oră și jumătate, depinde până văd că încep boabele să crape. E și destul de mare, la o apăsare scurtă se vede boaba cum crapă. E foarte ușor digerabil de câte crapi. Boabele de porumb pot fi foarte ușor sparte. Și cam asta e treaba cu porumbul fiert. Adică dacă pescuiți cu porumb fiert, așa cum pescuiesc și eu la anumite partide, cum am zis, în general primăvara și toamna folosesc porumbul fiert, însă acum
În lipsă de porumb fermentat pregătit, am ales să fierbem porumb aici la Ceaun, pe malul Dunării. Fierbeți-l până crapă boabele de tot. Absolut toate boabele de porumb sunt crăpate, sunt sparte și devin moi, astfel încât crapul să poate să le spargă. Așa arată porumbul cu care nădim. Boabe mari, destul de greu în același timp, boabele fiind mari și fin și fiert, putem să le aruncăm cu paleta destul de bine pe prag acolo unde pescuim. Și cam asta e despre porumbul fiert. Suntem în a doua și ultima dimineață a partidei de pescuit. Foarte, foarte, foarte complicat cu iarba. Doar ce le-am aruncat de vreo jumătate de oră și deja avem aici vreo 70 de centimetri de iarbă. Complicat, foarte complicat. Foarte multă iarbă, e mătasea broaștei care se îmbibă cu apă, devine foarte grea și pescuitul e extrem de dificil. Hai să prezentăm și montura, cu toate că am mai tot prezentat-o cu ocazia asta, pentru că avem o zonă cu apă adâncă și curent destul de mare și pentru că știam că e o perioadă cu iarbă care curge pe Dunăre, am preferat să folosim și la partida asta de crap monturile cu care pescuim la ten de obicei, și anume un plumb de 240 de grame plat cu lisant direct pe firul principal. Aș putea să pun aici un stopper care să mă ajute să se strângă iarba aici, însă la cât de multă iarbă vine nu mai are niciun rol acest stopper. Apoi, bineînțeles, clasica bilă de cauciuc care atenuează șocul plumbului în vârtej. Vârtej sau agrafă rapidă, eu în cazul ăsta, pentru că n-am mai avut agrafe rapide la mine, am folosit vârtej.
clasicul con de cauciuc. Aici folosesc anti-tangle sleeves de la Car Spirit. Biluțele sunt rubber beads, tot de la Car Spirit. Aici am un fluorocarbon sufix advanced de 0.40 și un forfac de cam 40 de centimetri. De ce am ales să folosesc monturile de ten în principiu? Din două motive. Unul, pentru că aveam foarte multe cârlige deja legate pentru ten cu fluorocarbon, așa că am ușurat un pic din timpul partidei, n-am mai stat să-mi leg riguri pentru trap, iar plumbul am folosit strict pentru curentul destul de mare din zonă și pentru iarba care curge. Niște plumbi ușor ar fi măturați imediat în mal, ăștia totuși reușim să-i mai ținem 20 de minute, jumătate de oră, 40 de minute pe loc. Cârligul la această partidă am ales să pescuim cu Continental XS de la Car Spirit, mărimea numărul 4. Și clasicele boabe de porumb fierte la această partidă cu o spumă flotantă deasupra. Absolut toate produsele, bineînțeles, cârligul, firul, antitangle-urile, biluțele de cauciuc, toate sunt de la brandul Car Spirit. Le găsiți la Total Fishing, o să aveți și link în descriere pentru toate aceste produse. Aveți și un cod de reducere de 5%, DPD5. Cam asta e montura cu care pescuim. Deci practic încercăm cu monturile de ten o partidă la crab. Nu mai avem mult de stat, cred că e cam ultima împrospătare așa și am ales să vă arăt acum montura pe final. E cam ultima împrospătare a lansetelor, o oră mai stăm după ce le reschimbăm și mergem acasă. Deja avem aproape 48 de ore din partida de pescuit și a fost o partidă solicitantă, iarbă multă, un pescuit dificil. Cred că odată cu răcirea apei, pentru că apa ușor a început să intre pe răcire, se va duce și iarba asta care din păcate ne mănâncă zilele de vreo lună de zile, însă până la urmă un pește superb și la partida asta. E pește? Da. O să încerc să se lasă telefonul aici. Minciocul, da. Și mă duc după mincioc. Hai că stă telefonul. Vezi că minciocul e mașină, coada e pe acolo, nu știu. Am văzut, am văzut. Băgasem minciocul mașină să plecăm. A fost ultima lansare și băgasem și minciocul mașină. Înfiletează-i coada. E mare? Da. Hai că acum. Băi, minciocul era în mașină, mă, nu vine să cred.
Auzi? Dă-mi da. Mie mici, eu cred că mă descurc. Hai că pot să-l mai țin un pic. Vezi că iese coada. De ce? Iese coada, nu știu păi de ce. Păi lungești-o puțin coada, lungești-o. Uite, lungită, dar de aici iese, de la... Păi nu, ăsta trebuie să-l dai acolo, ăsta. Dă-mi mici, eu că mă descurc. Uai, cât e și ăsta. Hai că mă bag eu în apă dacă vrei. Nu, nu, las că mă descurc. Băi, băgase Minciog o mașină, ultima lansare înainte de plecare, incredibil. Fai de mine cât e, Cristi. Este. Minciogul era mașină, băieți, din poveștile Dunării. Salteaua e în mașină. Oprești și mai pornim acolo, da? Lasă-l așa. E greu. Mamă. Adus alteaua asta să vadă că era mașină, bagajul? Aduc. Unde ai băgat-o? În porbagaj sau în față? În spate, în dubă, în dubă, în jeep. Cortul strâns. Uitați, tot strâns aici bagajele. Lansetele mele scoase. Ultimul lanseu. Minciogul, mașină, cortul strânsese, mai erau doar lansetele. Și a venit minunăția asta. Hai să-l și cântărim. Cât zici că are? Eu zic în 8 jumate, 9, cam așa. Superbitate de Dunăre. Hai să-l dăm pe zero. E pe zero.
8640. Salteaua e perfect uscată, că am adus-o din mașină, are 700 de grame, 8 kg. Nu mi-a venit să cred că e pește, am crezut că e iarbă pentru că se pune foarte multă iarbă. Când am ajuns lângă lansetă, am văzut o cărată naval, dar nu mai trăgea. Adică era un pic curbată, dar doar cărată naval și nu mai se lăsa pe ea, nu mai întindea. În momentul în care am înțepat, mi-am dat seama că e pește. Superb, 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 bravo mă! Poze, poze, pozici. Să fac poze, da? Acum. Da. Gata, încheiem o partidă cu de toate. O partidă frumoasă, o partidă în care am muncit mult, o partidă cu multă iarbă, un pescuit dificil. Cristi a încercat și el pescuitul la metod, a avut câțiva pești frumoși, a rezolvat și cea unul de această dată cu un caras, vreo două plătici mari, niște morunași. A avut și o trăsătură pe care n-am prins-o pe cameră, s-a oprit mulineta în suportul de la feeder, i-a rupt direct instant firul de 0.22 pe care l-avea pe linia principală, probabil un crap, intrat pe montură de metod, nu prea a avut timp de reacție, nici n-am apucat să filmăm. Azi dimineața a avut și o ștucă destul de mare spre metru, așa, care i-a tăiat aici în mal, deci a avut și el puțin adrenalină, iar la mine doi pești superbi, 8 kg, 10 kg, doi crape adevărați veniți acum pe început de toamnă. Vremea a fost superbă, înnorat, a diat vântul, n-a fost căldură, s-a dormit bine noaptea în cort, o vreme superbă, am scăpat de canicul, am scăpat de tot. O partidă cu de toate, acum la plecare, sincer să fim cu voi, făcusem o altă încheiere, dar acum o refacem după acest crab venit, doar lansetele mai erau în apă. Să nu ne lungim foarte mult pe încheiere, ați văzut și voi toată acțiunea, o partidă superbă, superbă, superbă. Cristi, cum a fost pentru tine partida? Vroiai un crab și tu? Da, voiam și eu un crab. Măi, a venit pe lanseta greșită, a venit la metod în loc să vină. Cristi a avut și el 3 bețe la crap toată partida, a avut și 2 metoduri aici, cum am zis, ceva pește de ceaun, un crap ruptură direct și știu că asta nebună spre metru așa care i-a tăiat firul aici în mal în dimineața asta. N-am reușit să prindem pe filmare nici ștuca, nici trăsătura la feeder, iar la mine superbitățile astea două. Cristi o să plece și el cu un pește acasă, o să-i oprim pe amândoi de această dată, plecăm fiecare cu un pește. Dacă mai intra unul, probabil că al treilea cu siguranță îl liberam, însă așa o să plece și Cristi cu un pește. O să guste și el din bunătatea unui crab de Dunăre sălbatic. Păstrați malurile Dunării curate, fraților, și pentru pescarii corecți și pescarii care au grijă de natură, vin și partide de astea. Dacă ești corect cu Dunărea, și Dunărea o să fie corectă cu tine. Cimpanzeii care ajung în locuri superbe pe Dunăre și nervoși că stau câte 5-6 zile și nu prind pește, își lasă absolut toate resturile pe malul Dunării. Din punctul meu de vedere ar trebui să-și reconsidere puțin atitudinea față de natura și de minunatul fluviu care, unde ne petrecem weekenduri, zile, săptămâni câteodată. De acum încolo începe pescuitul adevărat, însă așteptăm să treacă iarba asta, probabil că dacă nu venea atâta iarbă, ieri n-am putut pescui pur și simplu. Dacă nu venea atâta iarbă, eu cred că aveam trăsături cu siguranță. Chiar și ăsta a venit acum pe final, când mai aveam doar lansetele în apă, strânsesem absolut tot, inclusiv minciogul și salteaua de primire erau în mașină. Nu mi-a venit să cred, pentru că am mai avut bipuri de-astea false de la iarbă, cărap lumb în mal și am mai tot avut bipuri de-astea false, însă de data asta a fost un pic de ran. M-am gândit totuși că s-a depus foarte multă iarbă și a început să o care naval, însă până la urmă a fost un crab de 8 kg. Asta a fost partida, multe monturi lăsate, cred că am lăsat în jur de 20 de monturi în total. Iarba ne împingea cumva într-un prag destul de abrupt plumbii și nu mai puteam să-i scoatem de acolo, deci s-au pierdut foarte mulți plumbi, cârlige, bile, anti-tangle-uri, fire de forfac, astea sunt consumabile în pescuit. Ce să vă zic, susțineți și voi proiectul dacă vă simțiți parte din proiectul ăsta doar pentru dunăreni. Like și abonare dacă vă place ce vedeți, sper că a ieșit un film superb. Îi mulțumesc lui Cristi pentru tot ajutorul pe partea de filmat. Chiar e un tip care, probabil că dintre partenerii mei de pescuit care am ieșit până acum, pe partea de filmat m-a ajutat cel mai mult dintre toți. Fire întinse tuturor. Fire întinse. Și aveți grijă de Dunăre și de natură și veți avea
curând și partide ca aceasta, dacă sunteți corect cu Dunărea și dacă o respectați. Numai bine, sănătate! Salut!